România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc și să vă felicit. Ați făcut acest program de radio cel mai ascultat din România la această oră. Audiențele toamnei arată că cei mai mulți dintre românii care ascultă radioul în acest moment ascultă România în direct. Vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat și în sezonul trecut și vă invit să o facem mai departe. Dar ceea ce v-am spus aici, prieteni, este doar o statistică. Mie altceva mi se pare important, că începem să fim o comunitate, că începem să colaborăm și că suntem oameni care reușim să ne ascultăm, să împărtășim gânduri indiferent de credințele noastre. Rămâne promisiunea mea că acest program va construi punți și ne va pune să vorbim unii cu alții în căutarea unei societăți echilibrate. Una în care avem obiective comune, dar în care poate drumurile ne despart. Astăzi este prima ediție din noul sezon și am spus că trebuie să vă dau dreptul de a pune întrebări, concluzii sau de a rosti opinii legate de criza guvernamentală din România. Și am vrut să am certitudinea că sunteți ascultați și că primiți răspunsurile direct de la sursă. Este o criză care se lungește, este provocată de partide care reprezintă o parte din speranță pentru mulți dintre români și mai ales este provocată de oameni din noua clasă politică, de la care mulți spun că aveau alte așteptări. Invitatul meu este copreședintele USR Plus, Dan Barna. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație și bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM. Să știți că au venit mulți miniștri în sezoanele trecute, am stat de vorbă, e un exercițiu pe care îl facem și e un exercițiu pentru care le mulțumesc politicienilor de fiecare dată, pentru că e foarte interesant să puteți sta de vorbă cu oamenii. Noi, jurnaliștii, vă oferim un spațiu de confort, ar gândi politicienii, și cred că, pentru că suntem obișnuiți să facem interviuri împreună, lumea cred că este mult mai interesantă decât tot ceea ce v-aș putea întreba eu vreodată. Este mai ales pentru că emisiunea dumneavoastră chiar a devenit, am văzut cu cuvintele care ați deschis emisiunea, dar chiar a devenit o poartă de dialog cu comunitatea și spun asta pentru că mergând foarte mult în țară și schimbând diverse mijloace de transport, în foarte multe se auzea exact această emisiune, exact acest post de radio și deseori chiar eu ceream să fie dat mai tare sonorul ca să aud ce se vorbește. Deci da, este un loc de stat de vorbă al societății. Ok, haideți să facem asta acum. Recapitulez. Cum facem emisiunea de astăzi? Ca de obicei, eu pun două întrebări, da? Primele două întrebări le pun eu, după care voi aveți dreptul la telefoane, opinii, analize, să stați de vorbă cu Dan Barna, să construiți împreună această dezbatere. Dar fac un 30 de secunde de recapitulare, am să vă rog să aveți cu toții răbdare, da? Criza guvernamentală a început atunci când premierul Câțu a cerut revocarea ministrului Justiției, Stelian Ion. Revocarea era cerută oficial pe motiv că domnul Ion refuza să avizeze un plan de investiții cu bani direct către primării. Ulterior, ministrul Justiției avea să spună că este de fapt vorba despre dorința președintelui Iohannis de a avea și un cuvânt de spus în numirea procurorilor de rangul 2 din parchete. În timpul acesta, USR Plus a depus o moțiune împotriva guvernului din care făcea parte, o moțiune susținută și de AUR, partid la celălalt capăt al cercului politic, al semicercului politic. Moțiunea este blocată acum la Curtea Constituțională. Așteptăm, asta e o premieră, da, în care vom vedea dacă o moțiune se dezbate sau nu și este un lucru rău pentru democrația românească, mă exprim eu primul în această emisiune. Așa ceva nu se face, da? Între timp, ministrii USR Plus au demisionat din guvern, iar acum toată lumea așteaptă. Așteaptă decizia curții, așteaptă congresul PNL, mă rog, se așteaptă, este un joc de șah în momentul acesta. Dan Barna, ce scenarii sunt plauzibile din acest moment? Scenariile sunt destul de clare, cel puțin la nivel teoretic. Fie vom avea cvorumul necesar și mâine sau cel târziu miercuri moțiunea va fi supusă la vot așa cum prevede Constituția, pentru că da, ați spus că e un lucru rău, e un lucru foarte rău. Este pentru prima dată când se creează acest precedent periculos în care ideea de
drept al unor parlamentari, 25% plus 1, să pună o moțiune care să pună la îndoială susținerea guvernului, este blocată în mod artificial. E ridicol argumentul că semnăturile sunt false când oamenii erau acolo și spuneau nu, asta e semnătura mea. Cum aș putea eu să vin să vă spun dumneavoastră atându-mi semnătura și vă spun nu e a dumneavoastră. Adică evident că e un pretext și trimiterea la Curtea Constituțională e un pretext de prelungire. Deci un scenariu ar fi acesta de vot al moțiunii. În funcție de rezultatul votului se poate să o votăm doar noi și ceilalți semnatari. Și PSD și PNL, cum sunt acum într-o colaborare de două săptămâni explicită, să susțină guvernul și atunci avem un guvern minoritar sau guvernul să pice. Ăsta e un scenariu. Celălalt scenariu este să avem o amânare a Curții Constituționale, a deciziei și moțiunea să ajungă să fie votată, sper eu, după... Sper să ajungă să fie votată, asta vreau să zic, după congrese. Asta înțeleg că este strategia celor de la PNL. Sau varianta cea mai neagră pentru România, ca moțiunea să fie îngropată, să se inventeze un pretext conform căruia dreptul la moțiune e unul și... de chef al celor care o verifică. Și atunci, dacă... pentru că se creează un precedent, doar o secundă, se creează un precedent periculos pentru orice majoritate viitoare să refuze și acest drept care e expres trecut în Constituție. De aia e o încălcare grosolană a statului de drept în acest moment. Ca să înțeleg exact, Dan Barna, dacă pică guvernul și domnul Câțu nu mai e premier, reveniți la guvernare într-o nouă formulă, dacă vi se propune, alături de PNL? Ne așezăm la masă, pentru că eu sincer cred că varianta, cum să spun, rezonabilă, de cel puțin rezonabilă, dacă îmi spun benefică de guvernarea României, este o coaliție USR plus PNL-UDMR. Problema este că această coaliție, care a funcționat până în prezent, are și a avut un premier care n-a putut să se ridice la nivelul... cum spun, de competență umană de a conduce o coaliție. Pentru că managementul unei coaliții e total diferit de un guvern monocolor în care ei miniștri schimbi ca pe cărți de vizită în portofel și mergi mai departe. În momentul în care ești într-o coaliție, trebuie să-ți respecti partenerii, pentru că cele 80 de voturi ale USR Plus nu sunt ale lui Florin Câțu, sunt ale USR Plus. Și de fapt asta a fost mereu discuția în care deseori explicam premierului trebuie să respecte și obiectivele noastre politice. Și răspunsul era, ale PNL contează, restul mai discutăm. Haideți să facem în felul următor. 0372069599. Vă puteți înscrie în continuare. Repet acest număr de telefon pentru cine își face curaj prima dată să sune la această emisiune, la România în direct. 0372069599. Cum ar trebui să se sfârșească această criză, oameni buni? Punctul vostru de vedere. Ce credeți despre modul în care a procedat USR Plus, dar PNL și premierul Câțu? Cui reproșați actuala stare de lucruri? Eu zic că suntem pregătiți să dăm drumul la discuția cu ascultătorii, căci asta ne interesează în cea mai mare măsură. Ce credeți voi? Vă invit astăzi așadar la România în direct să vorbiți cu Dan Barna. Marius este primul care a sunat la noi. Marius, salutare, bine ai venit! Bună ziua dumneavoastră și domnului Barna! Domnul Barna, sincer, am fost votant și nu știu dacă voi mai fi, pentru că în condițiile în care așa se desfășoară politica partidului pe care reprezentați, nu este ok. Mi se pare că se face doar ceva împotriva cuiva, nu și pentru a construi. Asta este prima chestiune. A doua chestiune, asta s-a văzut și inclusiv când s-a negociat această uniune, să spunem, de cele trei partide. Se părea, așa, cel puțin așa a apărut la televizor, că toate negocierile astea se învârteau în jurul funcției dumneavoastră, nu în jurul a ceva productiv. Cel puțin asta este percepția pe care am avut-o. Episodul la data negocierilor, când era fie funcția de vicepremier, fie funcția de președinte de la Camera Deputaților, la oaltă, cu plecarea lui Ludovic Orban, cred că era o negociere complicată. Eu readuc aminte despre ce spuneți dumneavoastră în momentul ăsta. Da, și, și puțin dezamăgit de miniștrii USR. Începând cu Vlad Voiculescu, în care am avut foarte mare încredere, dar pare că acolo a fost o încordare de mușchi între USR Plus și PNL, cu forțarea unor acte normative fără să fie anunțat premierul în prealabil, apoi el a fost dat afară fără să fie anunțat USR Plus. Marius, acum să o luăm cu prima, că ai lansat multe, multe chestiuni. Ai spus așa, lasă-l în linie, Sorin, că e o doză de dezamăgire, asta am înțeles? Adică, da. Bun. Și
E ceva astăzi sau ce ai așteptat de la domnul Barnac? Aici mi-e un pic neclar. Sau de la acest partid? Să negocieze pentru, în folosul nostru, a celor care i-au votat. Nu în folosul partidului să se împartă mai mulți bani între partide, că eu cred că de acolo a plecat înțelegerea cu PNDL-ul ăsta. Că nu cred că s-au înțeles la bani. Cum se împart banii către primării, anumite primării. Nu pare că ar fi ceva productiv pentru noi. Cel puțin asta este imaginea pe care eu o am. Rămâi alături de noi. Puteți să răspunde oricând. Da, mulțumesc, Marius, pentru întrebare, pentru că adresează niște temeri care au fost rostogolite în spațiu public și îmi dă ocazia să le clarific. În primul rând, USR Plus este primul partid care a vorbit în constituirea unui guvern, vorbind de negocierile inițiale de la constituirea coaliției atunci la Vila Lac, a vorbit despre program de guvernare și nu despre funcții. Și asta a fost chiar un moment care a și prelungit acele negocieri. Deci noi am petrecut niște zile, spre surpriza partenerilor noștri, în care am luptat foarte mult ca acest program de guvernare aprobat de Parlament și pentru care ne luptăm acum să fie agreat de coaliție ca subiect principal. Subiect pentru noi a fost secundar cum împărțim ministerele și care sunt pozițiile. Iar asta, afirmația că ar fi fost despre poziția mea, e un pic surprinzătoare în condițiile în care eu am fost flexibil pe oricare variantă care ar fi asigurat o guvernare stabilă. Subiectul a fost atunci legat fix de poziția președintelui PNL, Ludovic Orban, ca asta tot așa, ca rememorare istorică. Dar dincolo de asta, USR Plus chiar a luptat pentru prima dată pentru un program de guvernare consistent la care ne raportăm acum. Pentru că elementul de diferent și conflictul din coaliție în momentul acesta vine tocmai datorită programului de guvernare, în primul rând. Pentru că noi am spus că acel PNDL, una la mână, nu este prevăzut ca atare în programul de guvernare. Acolo sunt menționate niște investiții și ăsta este un subiect. Apoi noi considerăm că resursele naționale, puține câte sunt, o parte trebuie să meargă într-adevăr pe dezvoltarea locală pentru primării, dar pe mecanisme similare cu cele europene, astfel încât banii să nu mai fie risipiți sau furați de către diverse companii ale unui primar sau altul. De aici a venit elementul de nemulțumire și elementul de negociere, fapt pentru care noi am propus niște amendamente. Nu a fost niciun moment vorba de împărțit sumele respective. Amendamente care nu se găsesc în forma aprobată a programului. Marius, și asta e foarte important. Mai ești acolo? Marius, tu ce aștepți acum de la USR Plus să facă? Să văd ceva concret, să facă ceva din ce au promis până în momentul de față. Au promis legile, modificarea legilor justiție. Au avut ministrul de justiție. N-am văzut să se întâmple ceva. Ministrul justiției a înaintat acele legi. Ele sunt blocate în Parlament. Iar despre activitatea ministrului USR Plus, haideți să fim obiect. Parlament în care aveți majoritatea împreună cu PNL și UDMR. Da. Și în condițiile în care partenerii blochează inițiativele și obiectivele politice ale USR Plus, exact acele reforme despre care chiar dumneavoastră vorbiți, și ele sunt blocate la nivelul coaliției. Tocmai asta este motivul pentru care noi am decis să ieșim în momentul de față din guvern, pentru că am constatat că premierul nu susține acest demers. Iar despre activitatea, o secundă doar, despre activitatea miniștrilor USR Plus, înțeleg că sunteți nemulțumiți, dar dacă ne uităm în mod obiectiv și comparăm miniștrii cabinetului, vedem că respectiv Cătălin Drulă este primul ministru al transporturilor, care după foarte mulți ani a dat drum unor foarte multe proiecte de infrastructură care se întâmplă în momentul ăsta. Astăzi în România se construiesc bucăți de autostradă. Dar Cristian Ghinea aduce 30 de miliarde încheiind un program foarte greu, acest PNRR. Deci e foarte greu să spunem că nu a fost o activitate vizibilă și remarcabilă a ministrului USR Plus. Adică e nedrept și e incorrect. Despre asta e vorba. Dar nu vorbeam despre toți. Am dat câteva exemple. Cătălin Drulă nici n-am amintit. Sunt de acord. Dar dacă am spus că ați spus că ministrul USR Plus n-a făcut nimic și de asta vreau să amendez această afirmație. Da, nu. În momentul în care ați venit în alegeri, s-a anunțat ce vreți să faceți, am zis că facem per total, nu facem doar de aici colo. Punctăm. Doar la un minister sau două. Oriunde sunteți implicați, încercați să faceți performanță. Dar nu s-a făcut peste tot, din păcate, și unele lucruri chiar nu se văd absolut deloc. Iar, cum a spus dumneavoastră, că sunt legile blocate în Parlament, sunt partenerii dumneavoastră de guvernare, dumneavoastră ați negociat, nu am negociat eu. Da, ne reproșați nouă, noi fiind cei care am solicitat și am împins ca acest lucru să se întâmple. De asta spun, adică e cel mai comod e să lovești în calul care trage. Că asta e o chestiune tradițională. Dar în realitate știm foarte bine că nu din cauza lui Stelian Ion s-a blocat SIJU sau legile justiției. SIJU a fost blocat de UDMR, asumat și explicit, iar legile justiției sunt blocate în Parlament din motive mai complexe.
Da. Marius... Eu reproșez partidului pe care l-am votat și cred că am drept. Corect, că asta sunteți alegător. Mulțumesc tare mult. 0372069599. Ovidiu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua. Să vorbești un pic mai tare. Te auzim, da, bună așa ziua, bună ziua, ca la fotbal, dumneavoastră și invitațiilor. Bună ziua, așa, te ascultăm. Dacă se poate, am prins ocazia să pot discuta direct cu domnul Barna și nu vreau să ratez momentul. Dacă ne poate explica, pe scurt așa, pentru că în momentul acesta de criză ies la suprafață lucruri mai vechi, probabil, așa e viața, să zicem. Momentul despărțirii de USR de Nicușor Dan, din punctul domnului Drulă, domnului Barna de vedere, eu nu știu de ce am ratat momentul ăsta. Mă mai uitam pe știri și așa, dar n-am prins ideea de ce s-au certat, de ce s-au rupt de USR Nicușor Dan, pentru că are o relevanță. Nicușor Dan e primarul general, primari generali au vrut să ajungă președinți, de obicei, pe la noi, și l-au ratat, să zic așa. Partidul a ratat unul la mână, dacă se poate să ne spună două vorbe pe tema asta. Chiar să vă spună și rețineți-vă al doilea gând, ca să discutăm ordonat. Perfect. Foarte succint, plecarea președintelui fondator Nicușor Dan din USR s-a produs în contextul dezbaterii interne din USR pe poziționarea pe referendumul acela anumit pentru familie, pe referendumul de modificare a Constituției. Și atunci în USR a fost două puncte de vedere. Pe de o parte că ar trebui să ne aliniem cu toate celelalte partide și să spunem da, Constituția trebuie să fie modificată. Și o altă parte din partid a considerat că trebuie să avem un punct de vedere distinct prin care să susținem drepturile și libertățile așa cum sunt în Constituție. Formula actuală a Constituției din 90, nepunând niciodată vreo problemă și nu era nevoie să modificăm, s-a considerat. A fost un referendum intern în cadrul partidului. Nicușor Dan atunci a plusat spunând, dacă nu votați ca mine membrilor partidului, eu îmi voi da demisia. Referendumul tuturor membrilor a dat câștig de cauză poziției pe care știți că am avut-o și am spus că Constituția nu trebuie modificată, că nu aceea era tema prioritară a României. Fapt pentru care președintele fondator și-a dat demisia. Acesta e realitatea factuală și elementul care a determinat decizia lui Nicușor Dan de a-și da demisia din USR. Vă rog, te rog să repet. Dacă credeți că a fost un lucru pozitiv sau invers pentru partid? Niciodată o criză într-o organizație nu este pozitivă, că, sau mă rog, foarte rar se întâmplă să fie un lucru bun, dar partidul a arătat că a avut resursele în sens de capacitate umană și organizațională de a merge mai departe și de a deveni ceea ce m-am angajat și eu când am acceptat să preiau conducerea partidului atunci după la congresul care a urmat demisia lui Nicușor Dan, de a fi un partid care să conteze pe termen lung în politica din România și de a aduce punctul acesta de vedere modernizator într-o politică mult prea osificată și mult prea înțepenită. Este un moment de coditură, zic eu, să vedem, adică unde, deci acest moment, cred că e un moment foarte greu pentru USR și se va vedea în scurt timp dacă se merge înainte sau înapoi. Și aici a doua întrebare și vă mulțumesc. De ce credeți că talentatul domn Drulă este cam unicat dintre miniștrii dumneavoastră? De ce nu au putut și alții să fac măcar încă unul să fie la fel de vedetă și să aibă ația fani pe Facebook? Da, aici vă contrazic că nu este vedetă unică. Cristian Ghinea a reușit mai mare să... vedetă. Hands down, sau cum zice? Hands up, hands down, nu știu. Da, știi cum e? Aici e dificil să măsurăm pe bază de popularitate pe Facebook, dar cred că vreți să spuneți... Nu pe Facebook, așa, dacă întrebați pe cineva din România cine, ce ministru v-a plăcut, toți o să zică Drulă, inclusiv PSD-ul au zis, așa că... Păi bun, în orice echipă, ca să folosesc o metaforă pe înțelesul tuturor ascultătorilor, în orice echipă trebuie să fie și unul care să o bage în ațe. Adică este și un atacant care, care își trage la poartă, cum este în spate o întreagă echipă care aduce mingea, să spunem, pe bucan cu atacantul. Dar dincolo de asta, ca asta o metaforă, spun într-un spirit de glumă, dincolo de asta, eu, privindu-mă în ochi, pot să vă spun că toți miniștrii USR Plus au avut o activitate și dacă ați urmărit în momentul în care ne-am dat demisiile, conferințele de presă ale fiecăruia dintre ei, cu ceea ce au făcut în această perioadă. Claudiu Năsui chiar ieri îmi spunea un antreprenor că s-a bucurat să vadă că nu mai trebuie să ducă un vraf de hârtii de fiecare dată cu declarațiile acelea de beneficiari, adică a debirocratizat pentru că era pe componenta lui. Ghinea aduce 30 de miliarde. Doamna ministru,
că nu are bani pentru personalul care vaccinează în momentul acela. De ce acum la demisie s-a trezit să spună că nu are bani? Nu, dacă ați urmărit declarații, și foarte bună întrebare, vă mulțumesc pentru ea. Pe toată perioada de când a preluat de la Vlad Voiculescu mandatul de la Sănătate, Ioana Mihăilă a venit și la mine și la premierul Câțu în mod repetat, cerându-i premierului și spunându-i nu există bani alocați pentru asta. La rectificarea ce solicitat în mod expres, premierul a considerat și aș spune cu rea credință, și nu o spun explicit, cu rea credință a spus că el nu știa despre asta, în condițiile în care în ultima lună sunt cel puțin 5 sau 6 adrese depuse de Ministrul Sănătății la premier și spuse explicit în ședințele pe care le-am avut, în care semnala lucrul acesta. Adică în cele din urmă avem o decizie care... Trebuie să-l întreb cum adică cu rea credință. Ce înseamnă reaua credință a domnului Florin Cîțu? Spunând că nu știa despre faptul că nu sunt alocați bani pentru plata personalului medical din centrele care fac vaccinarea, știa lucrul acesta pentru că eu am asistat la 4 sau 5 întâlniri în care Ioan a spus în mod explicit. Faptul adică, că acum câteva zile premierul a spus, da, eu nu știam despre situația asta, nu e real. Adică a mințit. Este o informație inexactă. Avea această informație și pe hârtie și în ședințele pe care le-am avut. Adică a mințit. Repet, este o informație inexactă cea pe care a spus-o. Aha. Deci n-a mințit sau a mințit? Puneți ce etichetă vreți acestui fapt. A transmite o informație inexactă este un fapt pe care îl vedem cu toții și pe care îl confirm și eu acum. Ovidiu, îți mulțumesc tare mult pentru întrebări. V-am invitat astăzi alături de Dan Barna, copreședintele USR Plus, la prima ediție de România în direct în acest sezon, pentru că suntem în mijlocul unei crize guvernamentale al cărei sfârșit nu-l vedem deocamdată, nu știm ce se va întâmpla mai departe și nu știm cum o să arate politica din România înaintea unei ierni care se anunță foarte grele și din punct de vedere al banilor noștri, dar despre asta o să mai discutăm. Mergem mai departe, încerc să fac loc astăzi cât mai multor oameni, dar vă rog și pe cei care sunați să aveți răbdare, știți că dialogul între părți ne ia un pic mai mult decât în mod obișnuit. Ionuț, ești binevenit la România în direct. Bună ziua! Te ascultăm. Tuturor. Am două întrebări principale. De ce AUR și de ce să votez? Când mă duc la vot ca să votez un partid cu niște principii, cu niște planuri, care teoretic nu au nimic de face cu celălalt, din partea cealaltă, atât timp cât am o verticalitate politică, sau nu știu cum să zic, posibil, mă gândesc, eu îmi fac treburile mele și mă ajut cu ceea ce am ca să fac lucrurile bine. Pentru că tot timpul, cum dăm seama cum alianță, da? Înseamnă că trebuie să faci concesii. Tot timpul când ai pe cineva, trebuie să faci concesii, concesii, concesii. Când faci concesii, nu poți să faci treabă de caritate. Și în felul ăsta niciodată nu faci treabă de caritate, făcând concesii. De ce AUR? E foarte bună întrebarea, pentru că îmi dă ocazia să clarific un lucru tot așa rostogolit inexact. Nu există niciun fel de acord, protocol, înțelegere, strategie, lucru pe care să-l fi cerut sau pe care să-l fi primis în relație cu cei de la AUR. Vreau să fiu foarte clar aici, nu e niciun fel de echivoc, nu există o alianță sau vreun protocol de înțelegere cu cei de la AUR. Ceea ce există, într-adevăr, este o moțiune de cenzură și într-un sistem parlamentar, în momentul în care un număr de parlamentari depun o moțiune de cenzură care spun acest guvern nu mai are sprijin, orice parlamentar din Parlamentul României, pentru că acolo sunt oameni trimiși de electoratul acelei țări, speță România, oricine poate să voteze sau nu moțiunea de cenzură. Faptul că acel partid a susține și el moțiunea de cenzură nu condiționează și nu leagă cu nimic și vă confirm expres, nu a existat niciun fel de altă înțelegere sau de compromis, cum spuneți dumneavoastră, nu a existat niciun fel de compromis referitor la semnarea și de către AUR a acestei moțiuni de cenzură. Este o manifestare de voință politică vis-a-vis de guvern. Ați negociat textul moțiunii cu AUR? Cum s-a întâmplat? Este un text al moțiunii pe care noi l-am propus și cred că a fost schimbat, nu știu, un cuvânt sau două, au zis că vrem să fie o referință. Adică ce, a avut loc o comisie de negociere, nu comisie, s-au întâlnit colegi de dumneavoastră cu oameni de la AUR. Cum s-a procedat? Nu, s-a trimis, acesta este textul moțiunii pe care vă propunem să o semnăm și a avut niște, nu știu, două sau trei elemente. Deci, la modul s-a trimis pe mail de către un coleg care s-a ocupat. Deci nu n-a fost, n-a existat, ca să fiu foarte clar, n-a existat o întâlnire între lideri, să ne asumăm la masă, să negociem, să nu. Toate lucrurile astea n-au existat, este o moțiune de cenzură pe care am adresat-o, i-au zis o semnăm și noi, în regulă. Între rangul 2 și 3 a existat o discuție, nu? A existat chestiunea practică, ăsta e documentul, vi-l trimitem, dați-ne semnăturile, ok, le avem și noi, mai avem mai completat pe text aia și aia. Ok, n-a stabilit o strategie în comun, nu? Nu. Adică
E așa ceva care s-a întrupat ca din aer? Nu, este o manifestare, repet, moțiunea de cenzură este un subiect la care orice parlamentar poate să exprime un punct de vedere. Și mai este ceva, apropo de foarte bună întrebare a interlocutorului nostru. Avem primari în două tururi, un subiect pe care noi îl susținem, dar pe care îl susține și AUR. Ce ar însemna? Să nu votăm primari în două tururi pentru că îl susține și un partid cu care nu avem nicio similaritate, să spun, de doctrină sau ideologie? Ionuț? Da, de multe ori, când sunt lucruri bune, e bine. Dar tot timpul o zic, deci, din nou... În cazul de față, moțiunea de cenzură e un lucru bun pentru România. Posibil că da, posibil că nu, nu știu. Vă vedea cum vă refer la lucrurile. Știți cum e? De multe ori ne facem niște speranțe sau ne amăgim și după aia vom fi dezamăgiți. Că de vreo 30 de ani cam așa suntem dezamăgiți. Și de multe ori ai impresia că este un joc sau un fel de negociere foarte slabă sau un început de negociere, tot timpul fiecare urmându-și interesul personal înainte de interesul unei țări. Și consider că dacă cineva va urmări interesul unei țări, sigur, toți se vor folosi, nu doar cei din partea de sus, cei care conduc țara, se vor folosi toți locuitorii țării și toți o vom duce mai bine. Vrem o țară ca în afară. Să facem țara ca în afară în România, dacă de vom plica ca să facem bine per total. Și să zicem peste ranchiuni de genul, că e de alocutare, că e de alocutare. Dacă e un lucru bun, jos pălăria, hai să-l facem așa. Nu contează că l-a făcut X, Y, Z sau nu știu ce fel de culoare politică. Trebuie să ne asumăm și să zicem, da, ăsta a făcut bine, foarte bine, asta este rău, hai să facem altfel. Dar referitor la amendamentele alea, ce amendamente aveți pentru primării, de exemplu? Aveți ceva concret? Pentru că tot timpul, toate știrile sunt la modul. Sunt amendamente, dar concret nimeni nu spune nimic. Stai un pic, la ce te referi? La amendamentele. Amendamentele de la PNRR pentru primării, de exemplu. Aha. Adică ce vrea USR Plus? Cum vor folosi banii? Ce vrea USR Plus să verifice la programul ăla în care câțul dă bani direct la primărie? Asta e mai exact întrebarea. Ce ar trebui să modifice? Da, vă răspund acum. Deci, experiența celorlalte două programe, PNDL 1 și 2, a arătat că s-au construit terenuri de sport pe deal, parcuri între tarlale de porumb, unde nu merge niciun copil și nu o să meargă vreodată, s-a turnat asfalt din greu direct pe câmp, pe pământ arabil, care a ținut fix până la prima zăpadă. Perfect. Ori, ca să evităm genul ăsta de lucruri, solicitările noastre sunt super de bun simț, cu standarde de cost, cu licitație deschisă, transparentă, la care să poată să participe oriunde, cu limitări, care acestea există acum, cu limitări de ce anume se poate cumpăra și ce anume nu se poate cumpăra, adică să ducem cât mai aproape acest program de ceea ce înseamnă structura programelor europene, în care șansa să furi banii respective, efectiv să dai unei firme și să plătești pe un scaun 10.000 și pe un bec 2.000, cum s-a întâmplat și nu de puține ori, să se reducă foarte mult. Ori tocmai aceste amendamente nu se regăsesc în formula și de aceasta s-a întâmplat această criză, pentru că noi discutaserăm în coaliție, chiar în acea luni, discutaserăm că până săptămâna viitoare introducem și amendamentele și propunerile noastre, astfel încât programul să poată să aibă o formulă din care să ne asigurăm că nu se fură și de data aceasta banii, cum a făcut și doamna Udrea și domnul Dragnea și toți cei care l-au administrat la momentul respectiv. Dacă îmi permiteți, o ultimă intervenție. Eu consider așa că poți să ai o anumită libertate în a face ceva, poate că ai pe cineva care face foarte bine acel lucru. Am fost și eu în afară, am văzut, de exemplu, anumite lucruri. Peste tot sunt anumite intervenții. Ideea principală era următoarea. Îți dădeam o lucrare, dar după aia cine venea și verifica lucrarea aia, să spunem că era dată la nu știu cine, venea și o verifica lucrarea. Când o verifica, cel care spunea că da, este în regulă, în caz de nu era în regulă, el răspundea pentru tot ce înseamnă pagubă sau tot ce poate să fie dacă vrea ceva după și constata, asta este în regulă, asta este în regulă, asta este în regulă. Cine s-a luat pentru că e în regulă? Cu tare răspunde. Și să răspundă nu la modul de da și ne judecăm nu știu câți ani și după aia se prescrie. Exact, ăsta era unul dintre amendamente, să avem o unitate centralizată de monitorizare a proiectelor și a îndeplinirilor și a cheltuielor, astfel încât să avem această răspundere și această trasabilitate a răspunderii, pentru că e de neconceput, gândiți-vă, noi am avut în România, știu caz concret, am avut în România situație în care s-a decontat proiect de pod care n-a fost construit niciodată, care n-a existat și s-a raportat după aceea că l-a luat apa. Adică în momentul în care discutăm de furt 100% și nu sunt două cazuri, e clar că programul așa cum a fost el inițial gândit n-avea cum să funcționeze și noi am fost foarte fermi împotriva exact la asta, pentru că USR Plus de asta înțelegem că ne-a trimis bucata aia de România care ne-a trimis în Parlament să ieșim din logica în care a primit 10 funcții și gata, rămânem atârnați acolo, suntem fericiți indiferent ce se întâmplă. Adică dacă se poate schimba ceva, noi vrem să o facem și asta facem acum. Știu că sunt oameni nemulțumiți, știu că sunt oameni care au zis
zis că dacă o să-mi intre USR Plus, o să USR Plus în guvern, vom deveni Elveția peste noapte. E foarte greu, pentru că e un sistem blocat, un sistem osificat, un sistem care rezistă prin toate pârghile. Și ce s-a întâmplat în aceste zile? Exact, despre asta e vorba. Eu nu ți-ți mulțumesc tare mult cu Dan Barna, cu președintele USR Plus în studioul României în direct. Continuăm emisiunea cu apelurile voastre. Alexandru, salutare! Bună ziua, stimați ascultători, bună ziua, domnule Barna. Bună ziua. Vă vorbesc din partea Forumului Inventatorilor Români, o asociație de profesioniști, majoritatea profesori universitari, care de mulți ani de zile caută soluții pentru inventarea României. Profit de ocazie că vă pot interpela pe postul acesta de radio, în speranța că vom avea o discuție amănunțită în ceea ce privește alinierea partidelor politice a celor care sunt dispuși pentru dezvoltarea României pe direcția dezvoltării produsului intern brut. Și în acest context vreau să vă spun că în toată lumea este considerată cercetarea științifică și implementarea inventiilor autohtone ca principalul motiv. Da, îl pierdem pe ascultătorul nostru. O să-l implementăm, ca să zic așa, în discuțiile cu ultimile guverne. Din păcate nu vă aud foarte bine. Marcela, putem să refacem legătura asta cu Alexandru? Cred că e undeva pe un drum și nu putem purta dialogul în condiții bune. Hai până când refacem să-l auzim pe Paul. Salutare, Paul! Bună ziua! Uite, eu sunt un... Mă audiți? Da, te ascultăm. Da, ok. Bună ziua, eu sunt un susținător USR Plus și am o întrebare, de fapt am o dezamăgire, ca să zic așa. Cum, domnule Barna, cum de nu v-ați dat seama de problemele comportamentale ale domnului Cățu? Adică, ca să nu zic de caracter ale domnului Cățu. Adică, ok, a fost în guvern, am înțeles că a fost și în Parlament, nu vă puteați informa dinainte, adică mă aștept ca dumneavoastră, ca un partid care a ajuns la guvernare, vă puteați informa despre problemele dumnealui comportamentale, să spunem așa. Adică modul duplicitar în care vorbește sau, să spunem, modul în care acționează, impulsiv, să spunem. Adică lucrurile astea care, într-o coaliție, din punctul meu de vedere, pot costa foarte mult. De asemenea, modul în care, dintr-o dată, dacă la început, să spunem că și-a dorit un mod reformator în care a gândit guvernarea, dintr-o dată acum s-a ajuns să dăm bani la tot felul de primării doar ca să fim votați și toate lucrurile astea. Adică lucrurile astea, din punctul de vedere, par o degradare, doar că nu cred că a apărut dintr-o dată chestia asta și mi-aș fi dorit eu, ca și susținător USR Plus, să aflu de ce. Cum nu și-au dat seama din prima despre această problemă sau probabil problemă care are domnul Cățu legat de modul în care se schimbă și așa mai departe? Trăiți cu impresia că premierul e o persoană duplicitară, adică așa v-ați format? Da, nu duplicitară, ci dumnealui are, din punctul meu de vedere, are un mod impulsiv și care, dacă la început a fost într-un anumit fel, pe parcurs s-a degradat destul de mult comportamentul dumneavoastră. Pe baza ce v-ați dat seama? Pe baza prestațiilor sale publice? Sau? Da, sigur. Adică e vorba că dacă la început dorea să facă anumite lucruri, nu dorea să... Nu, ideea este să nu se fure banii exact despre lucrurile despre care vorbea domnul Barna. Acum eu am impresia că facem orice numai să ne agățăm de funcțiile politice, facem orice numai ca să... Haideți că m-am lămurit, că nu știam de unde vine credința asta dumneavoastră, că domnul Cățu e într-un fel anume. Dar cum e domnul Cățu? Dumneavoastră cum l-ați descriat? Colabora cu el, domnule Barna, ați stat la el în birou, v-ați întâlnit? Ce fel de om e? Uite așa, la nivel uman. Bun, la nivel uman am avut un dialog civilizat și aici nu o să comentez în linia pe de care ne întreabă ascultătorul nostru. Dar asta e interesant. Pentru că... V-a spus de mai multe ori și dumneavoastră a spus mai devreme că premierul a dat o informație inexactă în spațiu public. I s-a întâmplat asta de mai multe ori? Adică să vă sune la telefon să aveți o înțelegere și după care seara să nu o respecte? S-a întâmplat nu odată. Ca să fiu. Deci asta a fost una dintre problemele de fond, deci... tocmai acest fapt că conveneam lucruri care apoi nu se mai întâmplau. Și asta, repetându-se, a dat un sentiment de numiri, direcții, vorbeam de hai să legea offshore, de exemplu. Mie mi se pare că România este iresponsabilă în momentul de față
că tot tergiversăm această lege atât de importantă pentru a putea să începem exploatarea gazului din Marea Neagră. În condițiile unei piețe energetice dramatice, vedem aceste scumpiri care lovesc fiecare român. Faptul că suntem de 8 luni și aproape în fiecare ședință de coaliție, am cerut premierului, ministrului energiei să vină, care sunt strategia, hai să intrăm în Parlament, hai să adoptăm această lege, tocmai pentru a putea să demarăm acel proiect, este o permanentă tergiversare, nu s-a întâmplat nimic. Și de fiecare dată, da, sigur, săptămâna viitoare rezolvăm, discutăm. Asta e din și trecea săptămână după săptămână după săptămână. Din incapacitate în rest, sau din era credință? Nu, că eu nu vreau să intru pe politica, de fapt, și conducerea unei țări și un guvern. Nu e neapărat un sentiment de simpatie sau antipatie. Sau asta contează într-o măsură mică. Eu am avut o relație civilizată cu Florin Câțu, nu aici a fost problema. Deci nu e o chestiune personală și n-a fost o chestiune personală în niciun moment. Însă chestiunea de fond este cea legată de capacitatea de a ne respecta înțelegerea. Pentru că în momentul în care, după evenimentul Vlad Voiculescu, am stat toți la masă și am spus foarte clar, a doua oară nu se mai poate întâmpla, nu va mai fi posibil să faceți și să faci, domnule premier, ceea ce s-a întâmplat cu Vlad Voiculescu. Am înghițit gălușca atunci, am înghițit broasca aceea și am spus, pentru responsabilitate, pentru România, clarificăm că eventuala remanere al ministru se face discutând în coaliție, evaluând activitatea, punând pe masă argumentele și mergem mai departe în contextul respectiv. Faptul că în situația Stelian Ion dimineața ne-am trezit cu programul PNDL, despre care cu două zile înainte, luni, discutaserăm că îl vorbim peste o săptămână cu amendamente și îl facem să fie credibil și să poată să funcționeze și miercuri a fost băgat cu forța împotriva acordului coaliției și după care seara, în loc să clarificăm problema respectivă, am fost anunțat îl voi remania pe Stelian Ion, am înțeles că tot ceea ce a însemnat noi, pentru premier nu însemna nimic, de fapt, și că tot acel acord de coaliție l-a privit mereu ca pe o glumă, considerând că acest cabinet este al domniei sale. Ori noi considerăm că acest cabinet este al coaliției. Și de aceea și... Și singura mea întrebare este, nu putea să vă dați seama de lucrul ăsta atunci când ați început negocieri pentru formarea acestui guvern? Adică ați trecut de la domnul Orban, care are păcatele dumnealui cu PSD-ul, cu Iașu, cu Dumnezeu, cu Tele Orman, cu primarii care i-a dus la PSD, are mari păcate. Și am ajuns la domnul Câțu, care are alte păcate, sau poate asemănătoare, cine mai știe, dar care are, nu poate sau nu reușește să conducă un guvern de coaliție între două partide care... sau între trei partide, dar între care două partide, USR și PNL, să fim sinceri, nu se înghit foarte, foarte ușor. Și întrebarea mea este, nu vă puteați da seama de la început că domnul Câțu nu poate sau nu reușește să conducă acest guvern? Răspunsul este chiar în întrebarea dumneavoastră. La momentul acela, eu nu-l cunoșteam pe Florin Câțu anterior, decât din Parlament, ne-am văzut de două, trei ori, ne-am salutat de câteva ori. Dar... miza în această situație a fost faptul că Florin Câțu părea un premier reformator mai aproape de nevoia aceasta a României de schimbare, de reformă, la percepție pe care am avut-o cu toții, sau mă rog, foarte mulți dintre noi la momentul constituirii acestei coaliții. Că, până la urmă, e o chestiune de competență umană, repet, de a putea înțelege cum se conduce o coaliție. Pentru că dacă nu-ți respecti partenerii de coaliție, n-ai cum să funcționezi. De fapt, de aici vine problema de fond, ideea că acest cabinet e pe nume personal. Ori nu poate fi pe nume personal cât el se sprijină pe voturile a trei parteneri și nu a uneia singură. Paul, îți mulțumesc, luăm publicitate, o să continuăm România în direct și după bariera orei 2 cu 2-3 telefoane, cu Dan Barna, cu președintele USR Plus, ne întoarcem. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. V-am promis că încerc să iau mai multe telefoane astăzi. E o ediție specială de România în direct, prima din sezonul acesta. Ne găsiți și pe Facebook, de altfel în fiecare zi ne găsiți pe Facebook la Europa FM. 0372069599. Dan Barna este alături de mine, răspunde la chestiunile voastre legate de criza guvernamentală. George, salutare! Bună ziua, domnule Barna! Știu că nu este o întrebare oportună vis-a-vis de criza guvernamentală. Eu doar atâta vă întreb. Bine, am avut două întrebări, dar una a pus un domn înaintea mea vis-a-vis de discuția sau coaliția cu AUR. A doua întrebare care v-aș pune eu, în toți acești ani nu am auzit un singur cuvânt de reducerea aparatului bugetar. Nu vi se pare că în România, o Românie cu 17 milioane de locuitori, avem un aparat bugetar prea sufos? Eu atâta vreau să vă întreb. Mulțumesc, o zi bună și sper să auzim și discuțiile. Mulțumesc pentru întrebare. Este chiar, vă rog să intrați pe site să citiți programul de guvernare, pentru că unul dintre angajamentele USR Plus, pentru că noi am venit cu acele 40 de angajamente care să devină realitate, unul este exact ăsta, fără mii de agenții. Și este una dintre luptele pe care o avem constant în coaliție pentru desființat diverse instituții și academii și pseudo-academii de oameni de știință care au ca activitate doar plata unor salarii din bugetul de stat, că lucru pe care l-am reușit în legea bugetului, acum la rectificare sunt puși banii la loc. Adică este înfiorătoare capacitatea sistemului de a se autoconserva și chiar și acele instituții pe care le-am identificat ca nefuncționale, care produc eventual niște hârtii sub titlul de raport din când în când, n-am reușit să obținem în coaliție acest acord pentru a fi desființate. Da, suntem și sunt și eu și colegi. Dar cine este lipsit de onestitate în această chestiune? Domnul Tânțu, dacă mi-l aduc aici aminte... nu e chestiune de onestitate, e o chestiune de priorități politice. Adică, băi, nu, că v-ați înțeles la un moment dat și pe programul de guvernare că apar niște reduceri de posturi, da? Știu că afară a dat domnul Năsui, din câte rețin eu. Acum, eu îl știu pe domnul Câțu ca un om care s-a exprimat de-a lungul mandatului PSD sau mandatelor PSD anterioare, zi de zi, aproape zi de zi, domnul Câțu era un critic al modului în care funcționează și al mărimii aparatului de stat. Deci bănuiesc că măcar la nivel politic ați avut o înțelegere, nu? Asupra reducerii unui număr de bugetari. Este o componentă din programul și de guvernare. Unde nu funcționează? Moment, adică unde se trag frânele astea? Explicați-ne și nouă. Ședința de coaliție, când spunem, păi uite, avem Institutul Drepturilor Omului, dacă nu amintesc bine numele, o instituție în Parlament care nu face nimic. Adică e pur și simplu o sinecură cu niște oameni care pune salarii și atât. Hai să o desfințăm. De acord, de acord. În momentul în care pregătim proiectul de lege, mai apare ori un partener, ori celălalt din coaliție, ori PNL-ul de mereu, dar totuși hai să ne mai gândim, să mai analizăm, adică este o temporizare înfiorătoare cu care ne luptăm. Pașii au fost foarte încenți, pentru că hai să fim și cum arată coaliția. Avem USR Plus care vrea să facă reforme și a venit cu, și asta e percepția și realitatea generală, a venit cu un spirit reformist foarte puternic. Avem un PNL care ar păstra status quo, că e foarte bine așa cum e. Și avem unul de mere, să zicem, în zona mai degrabă conservatoare sau hai să nu se schimbe absolut nimic. Ori rezultanta este exact aceasta chinuită de reforme puține care mai mult nu s-au întâmplat până acum. Și ăsta este un alt motiv al frustrării uriașe și de asta cu atât a fost mai revoltătoare discuția în cadrul coaliției legat inclusiv de PNDL și de celelalte obiective politice, pentru că am văzut că premierul tot rostogolește cuvântul șantaj, românii sunt șantajați. Nu se poate ca obiectivele politice ale PNL să fie priorități legitime și obiectivele politice ale USR Plus să fie șantaj. Nu se poate ca ceea ce dorește unul din parteneri din coaliție să fie considerat un lucru despre care mai discutăm, că șantajăm poporul, ghilimele citesc din premier, iar prioritățile PNL sunt, sigur, sunt obiectivele dezvoltare ale statului. Că nu e dublă măsură, e bătaie de joc. Alexandru, salutare, te-ai întors. Bună ziua, stimatule. Așa, ne auzim. Sunt Alexandru Stănilă, vicepreședintele Forumului Inventatorilor Români. Okay. Noi suntem o asociație profesională, zicem noi, de mare anvergură, pentru că realizăm cel mai mare salon de invenții din Europa de Est, de 15 ani de zile, și care am căutat să atragem atenția guvernelor, ultimele 8 guverne, cel puțin,
cu acele măsuri necesare pentru dezvoltarea României și nu cu alte soluții care rezolvă mai mult sau mai puțin niște probleme de partid. Pe tema aceasta, noi am făcut o strategie de creștere economică prin educație națională. Este lansată deja spre realizarea unei modificări pe legea învățământului și strategia de creștere economică prin implementarea de invenții de top din România la nivel de industrie a țării autohtone, care pot duce la creștere economică extraordinar de importantă. Ne bălăcărim cu fel de fel de măsuri de diferite dimensiuni, ca să zic așa, dar numai creșterea economică, creșterea PIB-ului nu este luată în considerație prin investiții acolo unde trebuie, unde se face în întreaga lume, și anume în implementarea unor soluții tehnice de mare anvergură, pe care le avem. Ele există. Păi asta așteptați acum, scuzați-mă că vă întreb, asta așteptați de la guvern, adică... Aștept de la partidele politice, aștept de la parlament, aștept de la guvern să ia aceste măsuri strict necesare de dezvoltarea țării. Și nu să asistăm, ca și cetățean român, la o bătălie care apare, din punctul nostru de vedere, ca oameni nealiniați politic, în mod special, o bătălie partidică care, practic, diminuează din capacitatea și eforturile celor care v-au ales pe dumneavoastră să ducem la dezvoltarea României și să blocăm odată căderea aceasta în gol în care s-a antrenat România în ultimii 30 de ani. Și credeam și speram ca un partid nou ca al dumneavoastră, ca Partidul Aur și alte partide sau alți oameni din partidele consacrate, asta să aibă luciditatea să facă așa ceva. Aveți speranțe comune de la USR Plus și Aur? Că asta e... Speranțe am, pentru că eu cred în ceea ce s-a întâmplat, spre exemplu, în ultimul timp în Parlament. S-a distrus acea, aparent cel puțin, acea lipsă de coeziune dintre partidele noi și pentru a face ceva pe interes național. Ori căderea acestui guvern mi se pare un... Stați să vă înțeleg, Alexandru, deci dumneavoastră sunteți, cred că, singurul om pe care l-am văzut în ultima vreme și care nu critică intens activitatea dintre USR Plus și Aur. Vi se pare de bun augur? Nu am de ce să o critic. Eu vreau să văd și sunt un om de bine, un om care a muncit o viață ca profesor universitar, am învățat studenții ce să facă, am învățat o sumedenie de oameni cum să introducă în practică invențiile făcute. Avem invenții mondiale care pot salva omenirea și nimeni nu a plecat capul, cel puțin ultimii 7 miniștri sau mai mulți, că s-au schimbat cu grămada pe partea de cercetare și dezvoltare în așa ceva. Aici, mulțumesc tare mult. Nu știu ce poate să vă răspundă domnul Barna la chestiunea asta, eu cred că e o chestiune antreprenorială. E o chestiune mai mult de atât, pentru că un alt element al dezbaterii legat de acești bani pentru primari fără criterii vine exact din faptul că noi credem că România, pentru a se dezvolta, trebuie să investească în proiectele mari, în recapitalizarea căii ferate, de exemplu, în a finaliza autostrăzile pe Moldova pentru a dezvolta și bucata aceasta de Românie. Și într-o măsură, să spunem, comparabilă, trebuie de alocați nou bani la primar, pentru că dezvoltarea României în realitate, și știu că nu o să placă ce spun acum, nu poate fi asigurată doar dacă asfaltăm niște drumuri comunale, care sunt necesare și e firesc să avem modernitate și dezvoltare peste tot în toată România. Dar cât timp nu avem sisteme de transport care să permită mobilitatea populației, cât timp calea ferată este rudimentară și ceea ce a făcut Cătălin Drulă în aceste luni a fost tocmai să arate că cu puținul pe care l-a primit a reușit să facă niște pași înainte, și dacă am avea o alocare, în loc să dăm 50 de miliarde la primar, poate dacă am dat 30 și 10 le-am dat pe calea ferată și 10 le-am duce pe autostrada pentru Moldova, poate am crește cu adevărat și am avea șansa să implementăm și acele invenții despre care spunea interlocutorul nostru. Cristi, salutare, ești la România în direct. Ne auzim, Cristi, să știi. Da, bună ziua. Vă mulțumesc pentru oportunitate. Aș dori să comentez legat de scoaterea domnului Stelian Ion din guvern. Consider că aprobarea planului Angel Salini PNDL 3 este doar un pretext pentru, această destrămare a guvernului. Este interesant că domnul președinte Iohannis a fost în stare să sacrifice atât unitatea guvernului, cât și
inclusiv pe domnul Florin Câțu, domnul ministru Florin Câțu, pentru a evita numirea unor procurori de rang înalt, da? În, asta spune domnul Stelian Ion. Deci, pentru oricum, următoarea perioadă. Aș vrea să știu din partea domnului Parna cât s-a discutat pe această temă la întâlnirea dânsului cu domnul Iohannis, ce context poate să ne dea pe această temă și ce au fost, deci care au fost problemele care l-au deranjat pe domnul președinte încât a acționat așa, din perspectiva dânsului. Stați cu noi aici. Întâlnirea de marți, cred că era. Marțea trecută, nu? Sau ceva? Da. Cum a fost? V-a zis domnul Iohannis de Sij că domnul Stelian Ion a zis, domnule, ia uitați ce mi s-a întâmplat, are o întreagă scrisoare trimisă opiniei publice. Nu, adică era, cred că materialul colegului meu a fost după ce am avut întâlnirea cu președintele. Sigur, pe da, mă gândesc acolo în spatele ușilor închise. Întâlnirea însă pe care am avut-o cu domnul președinte n-a abordat acest subiect, a fost, am spus-o și în spațiu public, a fost o întâlnire, cred că mai degrabă formală, de a exista, adică, și un dialog care a existat, să spun, pentru că... Dar în ce a constat ea? Am trecut doar în revistă situația. Premierul a introdus forțat și fără să existe acordul coaliției PNDL-ul, seara a fost demis Stelian Ion, am spus foarte clar că asta pune capăt acestei structuri a coaliției. Noastră nu v-ați dus acolo și să găsiți o soluție? Credeam că vom vorbi despre soluții, dar din păcate dialogul a fost unul mult mai succint. A fost cumva o trecere în revistă a situației și cam acolo s-a... Ce v-a zis, așteptați, rezolv, vă rog frumos. Care-i mesajul președinte? N-a fost un mesaj, asta vă spun, asta am spus-o și în spațiu public, n-a fost un mesaj de viitor, altul decât că, bun, o să vedem după ce vor trece congresele și lucrurile poate reintră într-o normalitate. Dumneavoastră i-ați spus de Sij? Eu am spus că poziția noastră și decizia noastră legată de demisie și de moțiune ține de faptul că deciziile premierului n-au lăsat nicio opțiune, adică nu mai era pe masă nicio opțiune, decât aceea de a fi împinși afară din coaliție, lucru pe care l-a văzut toată România și care e realitatea obiectivă. Deci, ceea ce spune domnul Stelian e adevărat, domnul Stelian Ion e adevărat, îl susțineți, nu? Adică... Stelian Ion povestește exact ceea ce a trăit în aceste luni, adică sunt acolo, sunt relatări factuale, nu sunt emoții. E și sentimentul dumneavoastră că președintele a aruncat coaliția în aer ca să pună procurorii de rang mijlociu acolo? Să aibă un cuvânt de spus în treaba asta? Aici nu mă aventurez să trag eu astfel de concluzie. Ceea ce mie mi-e foarte clar este că premierul a decis să scoată USR Plus de la guvernare prin manifestări explicit împotriva acordului de coaliție. Acesta este adevărul. Dar Sijar, că restul sunt chestiuni de percepție, de apreciere, nu și fac în acest cadru. Percepeți? Nu, asta spun. Restul, fiecare dintre ascultătorii noștri poate să tragă o concluzie sau alta. Ceea ce am văzut cu toții este un premier incapabil să țină o coaliție funcțională, deși avea toate premisele să se întâmple lucrul acesta. Are legătură cu Sijul? Are legătură cu Sijul într-o măsură mai mică sau mai mare, pentru că... Dar cu numirile de procurori. Asta mi-e greu să spun. Poate să fie, poate să nu. N-am. Aici evit să trag concluzii, pentru că nu am toate datele pe acest, pe acest subiect. Okay. Stelian mi-a spus ce dialoguri a avut și că a dat drumul acestor concursuri. Cristi, îți mulțumesc. Și am constatat, asta foarte important, am constatat că noul interimat, primul lucru pe care l-a făcut a fost să suspende aceste concursuri. Mulțumesc, Cristi. Tiberiu, ai la dispoziție un minut, pentru că în total mai sunt trei de toate. Ok, mulțumesc mult, domnule Stribla, și salutăm și invitatului dumneavoastră, domnul Barna. Întrebarea mea e o chestiune mai mult de perspectivă. Am urmărit în ultima vreme declarațiile majorităților liderilor politici și una dintre declarațiile, dacă nu mă înșel, domnului Cioloș a fost, sau chiar dumneavoastră, s-a dat să mă înșel, domnule Barna, că doriți să concentrați tot ce înseamnă dreapta din spectrul politic românesc. Și acum vine și întrebarea. Cum doriți să realizați acest lucru dacă, de exemplu, din istoricul partidului dumneavoastră, ați alienat cel puțin 3 milioane dintre votanții acestei țări? Și mă refer aici la celebrul deja... Referendum.
referendum pentru familia tradițională. Uh-huh. Și de ce vă spun acest lucru? Și nu este întâmplătoare această paranteză. E vorba de cel mai mare demers democratic din România și care a fost susținut până în ultima clipă de toate persoanele semnatare. Deci vorbim de 3 milioane de oameni care au semnat petiția respectivă și de un număr echivalent, cam tot 3 milioane, a fost de voturi pozitive la recensământ. Cum credeți dumneavoastră că poate funcționa democrația atâta timp cât partidul dumneavoastră a încurajat la momentul respectiv, pentru că a fost, să zicem, comod din punct de vedere politic pentru dumneavoastră, absenteismul de la vot? Ok, mulțumesc. Cum să voteze USR Plus acești 3 milioane de oameni? Dați-vă la un răspuns, pentru că mai avem un minut jumate. Am înțeles întrebarea, Tiberiu, și ne trebuie un răspuns într-un minut și jumătate. Adică ați pierdut electoratul de la referendumul pentru familie, oameni care posibil sunt și de dreapta, spune Tiberiu. Sau poate cei mai mulți ori fi de dreapta. În primul rând că acea poziționare nu a fost deloc comodă politic. Dacă vă aduceți aminte, a fost singurii care am spus că pentru România la momentul acela nu aceea era prioritatea. Și prioritatea era exact temele pentru care discutăm astăzi, dezvoltarea, infrastructura, drumurile, spitalele și toate celelalte. Referendumul acela nu a fost niciun moment despre familie și știm cu toții foarte bine lucrul acesta. A fost un referendum pe care liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea, încerca să-l folosească pentru o legitimare a unui discurs pe care îl împingea în societate și continui să cred că e foarte bine că România a decis atunci în felul în care a făcut-o prin acel referendum, nevalidându-l. Dincolo de asta, ca să fiu foarte clar, actuala formula Constituției nu împiedică și nu nedreptățește cu nimic familia. Și o să continui să am această poziție, pentru că familia trebuie de fapt să-și protejeze membrii și să-i susține, și aici vorbim și de educația pentru sănătate și de toate celelalte drepturi despre care, pentru care luptăm în Parlament. Pentru că faptul că suntem, și aici o altă nemulțumire legată de lucruri care trebuie clarificat în Parlament, suntem țara cu cele mai multe mame minore, arată că modalitatea în care înțelegem noi că educația se face este una depășită și e nevoie într-adevăr să avem grijă de copiii noștri, tocmai pentru a nu-și mai face educație, inclusiv sexuală, din toaleta din spatele școlii. Ok, Dan Barna, cu președintele USR Plus, mulțumesc tare mult. Noul sezon de România în direct tocmai a debutat. De mâine ne regăsim la aceeași oră cu telefoanele voastre. O să ascultăm și opiniile voastre, dar am dorit astăzi să știu exact unde suntem cu această criză politică. Vă mai mulțumesc. Pot avea 10 secunde? Da, sigur, vă rog. Rezumatul situației este următoarea. Avem o coaliție în care unul dintre parteneri nu mai sprijină premierul. În momentul în care coaliția propune un nou premier, se poate merge mai departe. Dan Barna, eu sunt Cătălin Striblea, ne întoarcem cu România în direct mâine la 1 și un sfert, acum vine Radu Constantinescu și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.